Нормально, нормально. Ce anume? Niște cai. Da. E pe aici? Da, sunt la un kilometru jumate. Am așa. Toți trei erau, pe drum erau. Da, da. Sănătate. Da. Păi, am trecut de antenele alea, cred că mă apropii de sanatoriu. Dar nu știu dacă mai pot să mă uit eu pe acolo, că se întunecă și nu mai văd să cobor și vreau să filmez și eu. Ce să fie la sanatoriu? Mai sunt oameni acolo, zic eu. E o cameră de supraveghere care bate exact pe drum și sunt niște oameni acolo. Altceva ce să zic. Ce să arunc? Păi ce crezi că e frate acolo? Ai suspiciuni că se ocupă aia cu altceva? Păi eu, asta de unde să știu, poate fi ceva secret, ascuns și n-ai de unde să știi. Am trecut de ea. Și de belvederea aia. Cred că e 10-15 metri. Păi eu ajung, cred că, în maxim 15 minute. Eu așa zic, că-s numai pe coborâre acum. Da, cum vrei. Ha? Da, da, da. Urcă, că nu mă deranjează. Pa.
seara. Am intrat și eu să văd ce-i pe aici, că mereu trec pe aici și nu știu ce e aici. Poftim? Nu, că mă așteaptă un băiat la șoseaua principală cu mașina. Am făcut și eu coborâre de pe munte pe partea asta, mă așteaptă jos acolo. Știu. Păi coborâre imediat îi fac. Sănătate!
Auzi? Dacă tot ai urcat, du-te până acolo, eu cobor. Stai, scuze-mă un pic, stai, nu o să tu. Poți te duci, intri și te duci în spate. Mai ai tu plăcerea asta, mai dai cu bicicleta pe întunericul ăsta pe jur. Da, până la final, da, da, da. Vezi că sunt câteva denivelări foarte nasoare. Hai, lasă, stai liniștit. Ai grijă, dacă e, te oprești și mă aștept. Te aștept. Vezi că jos de tot, ascultă-mă, sunt câteva denivelări foarte rele. Le știu. Și jos de tot sunt unele foarte. Știu. Hai, fugi. Și vii înapoi, da? Da, așa.